În primele 5 luni ale anului în curs, pe teritoriul țării au avut loc 32 de accidente rutiere cu implicarea copiilor, informează Inspectoratul Național de Securitate Publică. În urma acestora, unul dintre copii a murit, iar ceilalți 31 au suferit diverse traumatisme. În ajunul noului an școlar, polițiștii vin cu recomandări pentru părinți cum să-și familiarizeze copiii cu regulile de traversare în siguranța străzii. Părinții cu care am discutat spun că pentru siguranța celor mici le agață elemente reflectorizante sau îi îmbracă în haine de culori mai aprinse. Mulți dintre ei își duc și își aduc copiii de la școală. De fiecare dată când traversăm strada, îi explicăm de nenumărate ori, cred că. Și încolo și încoace, adică să se uite prin părți, chiar dacă este verde, da, de exemplu, pentru pietoni. Să se uite la stradă până nu se oprește mașina, să nu traverseze. Îi arăt după mine cum eu traversez stradă și le spun că fix așa trebuie să faceți și voi. Nici într-un caz nu se poate de alergat. Trebuie să fii sigur că mașina s-a oprit. La școală îi duc eu, de la școală tot eu. Hainele de iarnă, da, au benzi așa speciale care să vadă copilul de departe. Noi învățăm nepoții să treacă la trecerea de pietoni, la semafoare numai. Ce culoare trebuie să trecem în stradă? Verde! Recomandăm conducătorilor auto să fie foarte atenți la traficul rutier, în special lângă trecerile de pietoni din apropierea instituțiilor de învățământ. Părinților le recomandăm să vorbească cu copiii și să le readucă aminte că strada se traversează doar la culoarea verde a semaforului și doar pe trecerea de pietoni. Să poarte elemente reflectorizante. Acestea vor ajuta conducătorul auto să observe pietonul. Totodată, Inspectoratul Național pentru Securitate Publică îndeamnă șoferii să nu parcheze automobilul lângă trecerea de pietoni, deoarece ceilalți participanți la trafic de pe banda a doua și a treia ar putea să nu observe copilul care deja traversează strada.